16 ani. Fotbalul mă ocup de 7 ani. Fotbalul este un sport pentru bărbați, pentru persoane cu caracter. În fotbal trebuie să muncești, adică ca în orice sport, dar fotbalul este sportul rege și fotbalul m-a atins cel mai mult. Pentru mine deja este ca o parte din viață, o parte care nu pot trăi fără ea. M-a motivat tata cel mai mult să joc fotbal. Pentru el tot era un vis de mic copil să joace fotbal. El a vrut foarte tare ca eu să ajung un fotbalist mare, să joc pentru echipa țării, să reprezint țara, pentru că știe că acest lucru este unul foarte important pentru toți. Când este un meci de fotbal, noi cu toată familia în sală ne îngrămădim. Noi suntem toți amatori al acestui sport, pentru că și eu, și fratele meu, și celălalt frate, toți s-au ocupat cu fotbalul și deja la noi asta este ca o parte din viață, cum am mai spus. Pentru mine, ca tânăr fotbalist, un jucător demn de urmat este Alexandru Iepureanu. El a arătat că prin muncă și prin devotament poți ajunge la un nivel foarte înalt. El este motivul pentru care eu încerc să ajung la selecționata mare a țării, pentru a demonstra tuturor că țara noastră este o țară care poate să facă ceva. Selecționata țării este o mândrie. Orice care fotbalist, tânăr fotbalist, își dorește să joace pentru selecționată, pentru că acesta este maximul care îl poți face. A fi jucător al selecționatei este ceva care trebuie simțit. Acolo ajung doar cei mai buni fotbaliști din țară. Din experiența mea la selecționata de juniori a Moldovei, pot spune cu siguranță că odată ce ai intrat pe teren cu tricoul selecționatei, aici apare o responsabilitate enormă, pentru că tu nu doar te reprezinți pe tine, dar tu îți reprezinți toată țara. Și acest lucru este foarte greu și susținerea suporterilor este un lucru foarte important în acest moment, pentru că odată ce tu vezi tribunele pline cu suporteri, tu primești un îndemn de a juca și de a arăta tot ce aveți mai bun pentru țara voastră. Selecționata noastră a Moldovei merită și trebuie să primească o susținere enormă din partea fanilor pentru a arăta cele mai bune rezultate în meciurile următoare. Fiecare dintre noi poate susține echipa națională prin prezența sa la meciuri, la meciurile de acasă, cu susținerea suporterilor. Crește și concentrația și poate apărea și un joc mai bun. Echipa țării are nevoie de tine. Susține echipa țării.